Crăciunul, sărbătoarea care strânge familia împreună. Timpul se oprește și toți așteptăm o minune. Astăzi vreau să-ți prezint o listă cu filme tematice, pline de bunătate și magie, care vor spori atmosfera sărbătorilor de iarnă. Aceste filme sunt perfecte pentru a fi vizionate de întreaga familie. Cronicile Crăciunului. Este o aventură de Crăciun oferită de producătorii Singur Acasă și Harry Potter. Crăciunul întotdeauna a fost o sărbătoare mult așteptată în familia Pierce. Nu și în acest an. Capul familiei era pompier și a murit la datorie, dar mama celor doi copii, Teddy și Kate, este nevoită să-i lase singuri în noaptea de Crăciun pentru o urgență la serviciu. În timp ce Kate se uită la videoclipurile de Crăciun, observă o mână ciudată care se arată din șemineu. Și deoarece este noaptea de Crăciun, unicul cine poate fi este moșul care le-a adus cadourile. Pentru a-l prinde în flagrant, frații organizează o capcană ingenioasă și chiar reușesc să-l vadă, însă aceasta nu-i mulțumește pe deplin. Teddy și Kate urcă în sania lui Moș Crăciun pentru a trăi aventura vieții. Înainte îi așteaptă o noapte plină de întâmplări amuzante și magie. Apropo, anul acesta este lansată continuarea, Cronicile Crăciunului 2. Cum Grinch a furat Crăciunul. Locuitorii orașului Whoville adoră Crăciunul. Chiar dacă acest oraș se află pe un fulg, Crăciunul întotdeauna este sărbătorit cu mare fast. Însă nu toți iubesc această frumoasă sărbătoare. Grinch, o creatură verde și blănoasă, interpretat de renumitul actor de comedii Jim Carrey, care trăiește pe o stâncă singuratică, urăște Crăciunul și toată zarva care se face în oraș în această perioadă. Încă pe când era mic, copiii se amuzau de aspectul său și făceau glume pe seama lui. Antipatia între locuitorii orașului și Grinch creștea constant. Unica ființă apropiată pe care o are Grinch este câinele său Max. Fiind derajat de veselie orășenilor, Grinch pune la cale un plan viclean, și anume să strice Crăciunul pentru toți locuitorii micului oraș. Spectacolul de Crăciun. Pentru majoritatea oamenilor, Crăciunul este o sărbătoare îndrăgită și mult așteptată, nu și pentru Paul Madness. Paul este un profesor mediocru într-o școală obișnuită și viața sa la fel nu are nimic deosebit. Ratând șansa de a deveni o vedetă de cinema, Paul își trăiește viața monotonă care doar îl nemulțumește. Între timp, eroul nostru este însărcinat cu regizarea spectacolului școlar dedicat Crăciunului, Colac peste pupăză. Paul îi spune prietenului său că cineva de la Hollywood ar fi interesat de prestația artistică a elevilor. Această veste se răspândește rapid prin școală și chiar prin tot orașul. Miza crește. Va reuși oare Paul să facă față situației și să-și etaleze abilitățile sale de regizor? Sau totul se va sfârși ca de obicei, cu înfrângerea personală a profesorului ghinionist? Singur acasă. Kevin, un puș trengar și inventiv, este mezinul familiei. Pentru acest Crăciun, familia lui Kevin are planuri grandioase, și anume o călătorie în Paris. Așa cum de obicei se întâmplă în familiile numeroase din care puștul face parte, înainte de plecare, în casă domnește haosul. Toți aleargă grăbiți, valeze împrăștiate, un tărăboi de nedescris. În această învălmășală, părinții nici nu își dau seama că unul din copii lipsește. Absența mezinului este descoperită când tot alaiul este la sute de kilometri de casă. Și dacă pentru părinți faptul că băiatul a rămas singur este un motiv de îngrijorare, Kevin vede totul altfel. Pentru el este o oportunitate de a-și trăi viața așa cum își dorește. Și totul pare minunat dacă nu hoții care dau târcoale casei rămase nesupravegheată. Dar casa lui Kevin nu este o pradă ușoară și hoții buclucași o vor simți pe pielea lor. Dacă aventurile lui Kevin vă sunt pe plac, puteți urmări și alte episoade din Singur Acasă. Goana după cadou. Crăciunul este timpul cadourilor, dar ce-i de făcut dacă cadoul perfect este imposibil de găsit? Anume așa s-a întâmplat cu Howard, tatăl veșnic ocupat. Lipsind de la toate evenimentele principale din viața feciorului, Howard promite că îi va cumpăra de Crăciun jucăria mult dorită. Și chiar ar fi cumpărat-o dacă nu uita ca de obicei de promisiune. Până la Crăciun rămân ore numărate și tatăl pornește în goana după cadoul lui tata. Pe lângă faptul că stocurile magazinelor sunt de mult epuizate, el nu este singurul care își dorește această jucărie. Lupta pentru cele câteva jucării rămase prin oraș va fi crâncenă. Rolul principal îl joacă mușchiosul Arne, ceea ce adaugă și mai mult amuzament aventurilor prin care va fi nevoit să treacă în căutarea cadoului promis. Elful. Micul Buddy, un băiat din orfelinat, a intrat în desaga lui Moș Crăciun. Fiind neobservat, ajunge la Polul Nord, unde este luat în grija elfilor. Chiar dacă micuțul este crescut ca unul de-al lor, diferențele izbitoare dintre om și elf curând își fac apariția. Dimensiunile sale nu-i permit lui Buddy să facă față vieții din împărăția moșului. Plus la toate, el află că de fapt nici nu este elf, ci om și tatăl său adevărat trăiește în New York și habar nu are despre existența lui Buddy. Fiind hotărât să-și cunoască părintele, eroul principal revine în lumea oamenilor. Dar așteptările sale sunt date peste cap. Tatăl său nu-l recunoaște, dar cei din jur sunt șocați de purtarea lui Buddy, care pur și simplu nu știe cum e să trăiește în lumea aceasta nouă. Spiritul naiv cu care eroul abordează situațiile din viața nouă creează multe momente comice la care veți râde cu poftă. Cine este Moș Crăciun? Să fii moșul care aduce cadourile de sub pomul de Crăciun nu este o muncă ușoară, chiar dacă durează o singură noapte pe an. Scott Calvin a avut norocul să o simtă pe pielea lui, cât e de greu să fii moșul bun. Auzind zgomot pe acoperișul casei, Scott descoperă un om. Fiind chemat, străinul cade întâmplător de pe acoperiș și pur și simplu dispare, lăsând hainele și renii cu tot cu sanie, lângă casa lui Kelvin. La insistența feciorului, care este martor la cele întâmplate, Scott îmbracă hainele lăsate și cei doi urcă în sania trasă de reni. Astfel ei nimeresc la Polul Nord, unde Scott este pus în fața faptului că dacă nu va prelua sarcinile lui Moș Crăciun, sărbătoarea va fi compromisă. Desigur că Scott nu poate să lipsească pe copiii de magia Crăciunului și acceptă să fie Moș Crăciun pentru o noapte. Dacă vă sunt pe plac aventurile acestui personaj, puteți să urmăriți continuarea istoriei în episoadele Moș Crăciun își caută Crăciuniță și Familia lui Moș Crăciun. Miracolul pe strada 34. Micuța Susan crește fără tată, nu mai crede în Moș Crăciun. Mama deja i-a explicat că minuni și Moș Crăciun nu există. Când Susan își compune lista cu dorințe de Crăciun, ea nu scrie nimic deosebit sau foarte scump, deoarece știe că nu moșul, ci mama îi va cumpăra cadourile din listă. Totul se schimbă după o întâlnire cu Moș Crăciun într-un centru comercial. Micuța Susan este încrezută că mama s-a înșelat și bunul moșneac pe care l-a întâlnit este adevăratul Moș Crăciun care poate să îndeplinească cele mai imposibile dorințe. Dar ce își dorește Susan cel mai mult? O casă nouă, un tată și un frățior. Și ea este convinsă că visele ei se vor împlini cu siguranță, iar Moș Crăciun există cu adevărat. Cam aceasta a fost lista filmelor de Crăciun și sigur că sunt mai multe cu tematica sărbătorilor de iarnă. Dacă cunoști unul care nu se regăsește aici, scrie un comentariu. Următorul top va fi o listă cu filme de animație cu aceeași tematică. Eu vă doresc vizionare plăcută, fie ca Crăciunul să aducă bucurii în casele voastre.